este a doua ediție a reuniunii științifice Craiova Connects. În primul an, anul trecut, a fost gastroenterologie, reumatologie, dermatologie, care a fost un succes deosebit prin participarea personalităților cu o deosebită pregătire profesională științifică din întreaga țară, în principal din centrele universitare tradiționale. Anul acesta, la a doua ediție, există interferențe între gastroenterologie, obstetrică, ginecologie, diabet, bol de nutriție și de metabolism. Este un concept nou în România. Este un proiect al profesorului Dan Ghiunea, rectorul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova, și care a avut drept scop să adunăm specialiștii din diverse domenii ale medicinii care să abordeze integral un pacient. În acest an ni s-a părut interesant ca interferențele să fie între gastroenterologie, obstetrică, ginecologie și diabet, bol de nutriție, axându-ne în principal pe femeia gravidă, a cărei patologie este complexă, și pe femeia cu patologie genitală. Participă personalități din centrele universitare. Este un program cu o încărcătură profesională științifică deosebită. Sperăm să aibă același răsunet la nivel național ca și prima ediție de anul trecut. Este important pentru Craiova. Craiova este un centru medical universitar de tradiție, fiind în cadrul celor 6 universități de medicină și farmacie din țară, care este practic centru metodologic și de formare în întreaga regiune a Olteniei, practic cele 6 județe. Și este menirea acestui centru universitar, acestui forum, să participe la formarea continuă a medicilor. Este un concept al Universității de Medicină și Farmacie din Craiova. Am pornit anul trecut de Ziua Mondială a Sănătății, 7 aprilie, și anul acesta este centrat congresul tot de Ziua Mondială a Sănătății. De ce aceste specialități? Dacă anul trecut ne-am unit gastroenterologii cu reumatologii și dermatologii, acest tip de întâlniri și aceste specialități ne-au mai unit în trecut prin bolile inflamatorii pe care le pot avea în comun pacienții. Dar specialitățile de anul acesta, adică gastroenterologie, obstetrică, ginecologie și boli de nutriție și de diabet, din câte știm noi, nu au fost vreodată unite sub același acoperiș în România. Și avem cazuri comune, avem cazuri de paciente care au boli cu atingere în toate cele trei specialități și este în primul rând în beneficiul pacientelor noastre din activitatea practică ca medici. Și din toate cele trei specialități au venit astăzi la Craiova majoritatea liderilor de opinie, majoritatea profesorilor, cadrelor didactice universitare din toate centrele universitare din România. Printr-o interacțiune între noi, reușim să facem un management mult mai bun pe viitor pacientelor noastre. Lăsăm la o parte cum a făcut aducem specialiști foarte buni de la celelalte centre universitare. Crește prestigiul nostru al UMF Craiova cu aceste... Cu siguranță asta facem și asta am făcut și anul trecut. Universitatea de Medicină și Farmacie este liantul întâlnirii acestor trei specialități care nu au mai fost niciodată în aceeași sală, în aceeași aulă, în aceleași amfiteatre pentru a vorbi despre pacienții noștri comuni. Avem și o noutate la ediția din acest an. Două sesiuni ce se vor desfășura sunt o formă de competiții. Despre ce este vorba? Competiții și în același timp sunt de așa natură proiectate pentru a încerca și a ne orienta și a vedea cam cum se studiază medicina în afară, în țări din vestul Europei, din Statele Unite, unde studentul medicinist, rezidentul, nu are atât acces la pacient. Ei folosesc actori pentru a simula cazuri medicale, exact ceea ce vom face și noi în ziua de sâmbătă, și pentru a ne apropia de acest tip de învățământ, care posibil să fie și tipul de învățământ al viitorului în România. Ați luat cât de multe informații ați luat de la congrese internaționale, să spunem așa?
cât de mult know-how. De-a lungul timpului, majoritatea dintre noi care organizăm acest congres am participat în ultimii 15-20 de ani la congresele internaționale de prestigiu și Craiova Connect vrem să fie la același nivel de congres internațional și suntem siguri că va fi și este la acest nivel. Cum au reacționat și pe care ne-ați invitat? Vedem o listă de 10 de speaker aici. Dar au fost deschiși în primul rând la invitație? Cu siguranță sunt deschiși și sunt deschiși noului. Pentru că atât tinerii cât și cadrele didactice, seniorii noștri, sunt deschiși la acest tip de noutate în colaborarea între specialități. Până la urmă, asta este cel mai mare câștig, colaborarea între noi, între specialități, între medicii seniori și rezidenții și studenții noștri. Și ultima întrebare, spuneți-mi dacă acest tip de eveniment contribuie la decizia tinerilor medici de a rămâne în zona Oltenii, în cazul acestui eveniment, văd că crește cumva calitatea acului medical. Este o mare deschidere a universității noastre pentru a vedea și din celelalte centre universitare din întreaga Românie ce se face la Universitatea de Medicină și Farmacie, deschiderea, comunicarea, tot ceea ce facem nou și inovator și încercăm să fim la curent și la cele mai înalte standarde comparativ cu vestul Europei și cu Statele Unite. Cum ați aflat de Craiova Connect, de acest concept de congres? Anul trecut a fost congresul inaugural, ocazie cu care am participat și am pus deja în programul Societății Române de Gastroenterologie și Hepatologie acest congres. Deci pot spune că împreună cu echipa de gastroenterologi din Craiova sunt unul din organizatori și de persoane care susțin foarte mult acest congres. Cum vi se pare conceptul în România? Conceptul mi se pare extrem de interesant, este un concept nou pentru plaja de congrese care există în momentul de față în România și sunt convins, așa cum am spus ori de câte ori am avut ocazia, că este un concept care va aduce numeroși specialiști în această manifestare și va avea un succes an de an, un succes care va crește an de an. Ne puteți spune câteva cuvinte despre prezentarea dumneavoastră din cadrul congresului? Prezentarea mea va fi o surpriză mâine, dar vă pot spune câteva lucruri. În conceptul de profilaxie al cancerului colorectal, în care polipectomia polipilor colonici reprezintă un pas important, este o manevră esențială. Noutatea este de a rezolva pacienții cu un anumit tip de polipi adenomatoși, polipi care pot fi rezecați relativ ușor după o școlarizare, să spunem, a medicilor și a pacienților până la urmă, în aceea zi, fără riscuri și de a câștiga în felul acesta costuri importante și de a rezolva totul foarte sigur. Deci este vorba de polipectomia de zi, în care pacientul vine dimineața și pleacă după rezolvarea polipilor în aceea zi. Și pe viitor, ce alte specialități ați vedea interconectate în cadrul? Pe viitor ar fi util să conectăm neurologia, psihiatria, specialități cu care, oftalmologia, evident, specialități cu care avem deja o relație foarte bună. Și în cele din urmă, ce mesaj ați avea pentru studenții UMF Craiova care se uită cu admirație la acest tip de congres? Mesajul este de a participa la aceste manifestări, de a participa la toate manifestările Societății Române de Gastroenterologie și Hepatologie, la hands-on-uri și la sesiunile științifice. Puteți să ne vorbiți puțin despre conceptul Craiova Connect? Ce credeți dumneavoastră despre acesta? Este o plăcere să mă aflu aici și mulțumesc pentru întrebare, pentru că sunt în fața unui eveniment deosebit de inovativ din punctul meu de vedere.
Probabil că este pentru prima dată în peisajul, să spunem, obstetrical și ginecologic, în care ne întrunim într-un cadru organizat foarte lung, împreună cu specialități conexe, și abordarea asta multidisciplinară cred că este medicina perfectă a viitorului. Care credeți dumneavoastră că sunt următoarele trei specialități care o să fie interconectate în viitor? Din punctul meu de vedere, cred că accentul ar trebui să cadă pe partea de pediatrie, chirurgie pediatrică, ortopedie pediatrică și neonatologie. Acolo cred că ar exista o zonă foarte bună în care specialitățile ar putea conlucra și ar putea discuta amănunțit. Tot ce ține de pediatrie la ora actuală este într-o plină revigorare în ceea ce privește supra-specialitățile și cred că o conexiune într-un asemenea cadru ar fi benefică. Puteți să, să le transmiteți elevilor și studenților de la UMFCV un mesaj? Da, cred că sunteți într-un loc bun în care spiritul inovator reușește să pună accent pe o parte științifică bogată și susținută. Puteți să-mi povestiți puțin despre experiența dumneavoastră în cadrul congresului nostru Craiova Connect? Specialitatea noastră a apărut în cadrul acestei ediții, cea de-a doua ediție Connect Craiova, și în calitate de președinte al Societății Române de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, transmit un mesaj legat de faptul că suntem deosebit de onorați de prezența noastră în cadrul congresului organizat de Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova. Practic vorbim despre ceea ce înseamnă diabet, dar diabet în interconexiune cu celelalte două specialități, gastroenterologie și obstetrică ginecologie, pentru că, așa cum știm, persoana cu diabet zaharat întotdeauna beneficiază de un management într-o echipă multidisciplinară. Mulțumesc frumos! Puteți să ne vorbiți puțin despre prezentarea dumneavoastră? În cadrul acestei ediții am realizat o abordare a unui nou concept, și anume de medicină metabolică și nutrițională. Datorită faptului că majoritatea patologiilor cronice asociază dezechilibre nutriționale, de aceea vorbim despre implicarea factorilor metabolici nu numai în determinismul diabetului zaharat, al obezității sau a sindromului metabolic, dar pe fondul dezechilibrelor nutriționale vorbim despre un impact puternic și în ceea ce înseamnă boli cronice netransmisibile, cum ar fi bolile cardiovasculare, neoplaziile, bolile respiratorii sau afecțiunile hepatice cronice. Care credeți că sunt următoarele trei discipline care or să fie interconectate în cadrul congresului viitor? Pe care le propun eu? Da. Bineînțeles, gastroenterologia va rămâne, pentru că a organizat și prima ediție și, de fapt, este membru fondator, să spunem. Și alte două specialități, cred că este important în ediția următoare să-i invitați și pe colegii noștri cardiologi și, de asemenea, și pe colegii noștri nefrologi, vorbind mai ales în contextul de abordare a diabetului zaharat de tip 2 astăzi, adică vorbind despre un context cardiorenometabolic. Vă mulțumesc frumos! Puteți să le lăsați studenților de la UMF un mesaj? Întotdeauna studenții UMF Carol Davila și studenții UMF Craiova au avut o foarte bună colaborare, lucru pe care de altfel l-am constatat și la rezidenții din specialitatea mea. Și atunci când veți ajunge și voi rezidenți, de anul acesta am inițiat rezidențiada pentru rezidenții în specialitatea diabet, nutriție și boli metabolice, în care, după o ediție inițială doar în UMF București, în acest an avem ediții la care participă și UMF Craiova. Vrem să știm
părerea dumneavoastră despre conceptul Craiova Connect? Nu este primul an, este fără îndoială foarte reușit. Sigur că și separat și împreună este reușit. Sigur că la prima vedere conceptul pare eclectic, este greu să strângi la oaltă specialități diverse, dar medicina totuși este una și anumite teme sunt interesante și pentru cei din afara specialității respective. Evident că există și teme interdisciplinare ca interes, cum este cea abordată astăzi quasi în extens, o obezitate. Asta este o problemă generală. Nu cuprinde numai specialitățile care participă la Craiova Connect 2023 și chirurgia bariatrică și nu numai. Așa încât, deși pare eclectic, fără îndoială că dacă simbioza este gândită, ea va reuși. Și cred că a reușit și anul trecut. O să vedem și anul acesta, să nu ne antepronunțăm, dar este evident că este reușită și, în general, întotdeauna la Craiova, datorită energiei deosebite a cadrelor didactice. Ne cunoaștem colegii din gastroenterologie, domnul profesor Ciurea, care întotdeauna a fost un motor, și, bineînțeles, și actualul rector, domnul profesor Ghionea, care este motorul actual, așa cum știți foarte bine. Și sigur că dacă există interes și energie, există și reușită. Asta este deja un truism. Suntem foarte curioși. Ce alte specializări vedeți dumneavoastră conectate la viitoarele ediții? Nu m-am gândit. Cred că orice specialitate își are locul aici. Nu cred că, dacă simbioza este făcută, toate lucrurile pot funcționa. Toate specialitățile își găsesc loc într-o asemenea manifestare. Nu cred că ne putem spune că doar una sau alta. Și toate specialitățile medicale sunt de interes. Nu cred că există specialitate medicală care să nu fie interesantă. Medicina este frumoasă toată. Mai frumoasă, cred că pentru cel care o practică, medicina este frumoasă. Medicina, în principiu, este o profesie în care nu ar trebui să te plictisești niciodată. Și un scurt mesaj pentru studenții UMF, studenții? Nu m-am gândit să... Sigur că nu pot să... Trebuie să-l prepari un pic mesajul, dar vreau să vă spun mai mult decât un mesaj, o impresie. Văd studenți interesați, ca și ai noștri, la București. De asemenea, văd studenți care se prezintă, să spunem așa, fresh, proaspăt, interesați. Cred că medicina este mai atractivă ca în trecut, ca acum 15-20 de ani, așa a fost modelul istoric. Medicina este atractivă și mesajul meu este ca lumea să nu se dea bătută, nu trebuie neapărat să pleci nici din locul care te-a ridicat, nici din țara în care ai trăit. Cred că aici este o zonă, cum spunem noi, challenging, adică există provocarea de a putea face lucrurile mai bine și pe viitor, iar motorul acestui bine în viitor, de care sunt convins, este evident generația tânără. Ea va fi motorul schimbării, care este de fapt o realitate întotdeauna. Tinerii sunt cei care vor face finalmente schimbarea și de energia lor și de educația lor, în care noi suntem parte, deci de energia lor depinde și schimbarea, și binele și local și în general, și al lor individuale.